Temperaturi negative care depășesc cu mult pragul suportabil se vor înregistra în fiecare zi până spre finalul lunii ianuarie. Pe o astfel de vreme, romașcanii care țin la sănătatea lor trebuie să știe cum se pot feri de degerături, dar și de alte accidente care pot conduce la fracturi sau luxații. Este clar că cele două probleme ale perioadei acestea sunt cele pe care le-ați spus, adică degerăturile și traumatismele. Traumatismele sunt în general traumatisme de membre care sunt legate de fracturi luxații pe care le tratează ortopedul și se constată în această perioadă, ca în fiecare an de altfel, o creștere a incidenței fracturilor, mai ales la persoanele cu risc, persoanele care au un echilibru instabil, în general bătrânii, persoanele care practică diverse activități, patinaj, derdeluș și așa mai departe, pacienții care au anumite patologii osoase mai deosebite și care în această perioadă, la cel mai mic impact, se produc fracturi. Alte traumatisme destul de comune în această perioadă sunt cele toraco-abdominale. În afară de aceste traumatisme, mai sunt traumatisme toraco-abdominale, care nu sunt puține, cu leziuni organice, în special splină, cu leziuni costale, cu leziuni pulmonare, cu pneumotorace și din astea avem destule în această perioadă. Arteriticii, bătrânii și oamenii străzii sunt cei mai predispuși la degerături. Alcoolul și tutunul sunt doi adjuvanți care contribuie la instalarea degerăturilor. Aceste afecțiuni provoacă traumatisme grave, de la vezicule pline cu lichid sau sânge până la necroze profunde urmate de detașarea membrelor. Cu alte cuvinte, în cazurile degerăturilor grave, degetele pot cădea de la sine. Există grupuri țintă care fac mai ușor degerături și aceștia sunt arteritici. Arteriticii de tip diabetic, arteriticii de tip aterosclerotici, persoanele care se mișcă greu, bătrânii, care și un drum scurt până la pâine sau la alimentarea poate să dureze mult și ca atare, persoanele care neglijează igiena vestimentației, ies afară în condiții nepropice. Pe de altă parte, sunt o serie de persoane care au factori de risc, de exemplu, cei care beau, vă dați seama că riscul este important, cei care fumează, pentru că vazoconstricția periferică ajută instalării degerăturilor. O îmbrăcăminte adecvată, o igienă bună, evitarea consumului de alcool și tutun, precum și continuarea tratamentului în cazul bolnavilor de arterită, sunt regulile de bază care vă vor salva de degerături în această perioadă geroasă. Sigur că noi trebuie să ne păzim în această perioadă de aceste degerături, în primul rând prin purtarea unei încălțăminte adecvate, încălțăminte care să nu fie nici foarte strâmtă, nici foarte largă, cu ciorap de lână, cu atenție mare la transpirație și umiditate, pentru că umiditatea favorizează leziunile de degerătură. Apoi, în această perioadă, trebuie să ne păzim noi așa de drumuri, de lucruri care nu trebuie să le facem neapărat. Dacă le facem, ne păzim și avem grijă de noi. După aceea trebuie să nu ieșim afară în stare de ebrietate, să adormim pe undeva, să cădem pe undeva, să așa. Și cei care sunt cu arterită să-și ia tratamentul obișnuit și să aibă grijă în această perioadă cu frigul, umezeala, eforturile fizice care le fac în condiții de frig și așa mai departe. Trebuie amintit faptul că frigul extrem poate cauza anestezie locală la nivelul membrelor, așa că există riscul de a nu vă da seama decât prea târziu că v-au degerat extremitățile.